Așa arată unul din cele 100 de autobuze electrice care vor circula pe străzile din București. Două sunt deja în trafic, iar până la finalul anului vor fi 20 în total. Printre primii care le-au testat au fost primarul capitalei Nicu Șordan și viceprimarul Stelian Buzduveanu. Sunt autobuze care au toate dotările. Au aer condiționat, au posibilitatea de a plăti direct cu cardul, au USB pentru telefoane mobile tot. Și autonomia de aproximativ 300 de kilometri. La capetele de linii nu există deocamdată stații rapide, iar în autobaze încă nu au fost montate stațiile de încărcare lentă. Singurul centru unde autobuzele electrice se pot realimenta este amenajat la uzina de reparații ateliere centrale în cartierul Tei. Sunt 30 aduse, dintre care 10 sunt puse în funcțiune și celelalte 20 urmează să fie montate în perioada următoare. Optimist aș spune în primele luni ale anului viitor să avem totul funcțional și totul pe traseu. Pe lângă cele stații de încărcare lentă vom achiziționa și acele stații de încărcare rapidă care vor fi la capăt de linie. În mod normal, până pe la vreo 40-50 de vehicule, stațiile lente din bază fac față. Dacă trecem de 50, atunci într-adevăr o să aibă probleme. Deci este clar că avem nevoie de aceste stații rapide, astfel încât la capetele de linie, cât stau 5-10 minute, un sfert de oră, să fie încărcate. Să ai o încărcare suficient de mare, astfel încât să mai duci câteva ture. Autobuzele electrice sunt de proveniență chinezească, au garanție 8 ani și au costat peste 58 de milioane de euro, cu finanțare din fonduri europene. Vehiculele se adaugă celor 67 de tramvaie produse la Arad, care deja circulă pe liniile din capitală. În acest moment, 19 orașe din țară au făcut pasul spre transportul public în comun cu autobuze electrice. Printre acestea, Sibiu, Brașov, Ploiești și Constanța.